Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă prezint modul de realizare a resurselor de tip tablă colaborativă folosind platforma NeaPod. Pentru a crea o resursă sau o lecție, știți că avem cele două butoane, dreapta sus, stânga sus, de creează, ambele făcând exact același lucru. Din celelalte tutoriale știm că aveam opțiunea de folosire a două variante de aici, și anume activitate sau lecție. Dacă o să intrăm pe activitate, pentru tipul de resursă care ne interesează pe noi, o să vedeți că nu avem tablă colaborativă. Dacă nu avem aici la accesare rapidă, nu este nicio problemă, mergem la lecție și de la lecție o să vedeți că avem acces la toate tipurile de resurse tip activitate pe care platforma ne le pune la dispoziție. Știm că se salvează cu un titlu generic. Haideți să dăm un titlu sugestiv pentru activitatea noastră și o să spunem tablă colaborativă. Ca să adaug activitate, folosim opțiunea Adaugă conținut și activități. O să o accesăm. Se deschide această fereastră unde, dacă facem o derulare, o să vedeți că avem conținut și activități. O, dacă facem o derulare, folosim mouse-ul sau, dacă facem click pe aceste două elemente de meniu. Conținut. Atenție, conținutul se pretează pentru tipurile de activități de transmitere de noi cunoștințe, de consolidare, de sistematizare, iar cele de tip activități se pretează pentru conținuturile de tip evaluare. Din opțiunea activități o să folosim tablă colaborativă, ceea ce ne interesează pe noi. O să vedeți că interfața este foarte simplă. Avem câteva, 1, 2, 3, 4 elemente de care trebuie să ținem cont, și anume să introducem un topic, adică un titlu pentru tabla noastră, să facem o descriere. Dacă dorim, nu este obligatoriu, să introducem o imagine și în partea de jos avem șabloanele pentru tablele noastre colaborative. Sunt 5 șabloane pe care le putem folosi. Efectiv, cum să arate tabla colaborativă pe care noi o folosim. Dacă o să facem click pe fiecare șablon în parte, o să vedeți că el se schimbă în timp real și se face o previzualizare. Să spunem că folosim primul dintre șabloane. La topic, vedeți că am la dispoziție 60 de caractere, iar la descriere, unde efectiv scriu instrucțiunea, am la dispoziție 300 de caractere. La topic, să spunem animale sălbatice. La descriere, efectiv scriu instrucțiunea pe care o dau elevului. Scrie numele a 3 animale sălbatice și încarcă o imagine cu unul dintre ele. Am scris instrucțiunea pentru elev. Mai aveam 222 de caractere, dar este bine să nu scriem o instrucțiune foarte lungă pentru că elevul se încurcă în ea. Mai am la dispoziție să încarc o imagine pentru tabla mea colaborativă. Haideți să încercăm să încărcăm o imagine. Avem două variante la dispoziție aici. Și anume, să încarc o imagine de pe internet sau să încarc o imagine din calculatorul meu. Respectiv de pe internet, de pe Google. Vedeți că și scrie și este și scris aici. Haideți să încercăm prima opțiune, să încărcăm o imagine de pe internet, să spunem aici. Mi-a dat o căutare, mi-a găsit o grămadă de arici. Haideți să-l punem pe acesta sau pe acesta. Am selectat imaginea și dau. Vedeți că dacă sunt mai multe imagini, trebuie să derulez ca să ajung la butonul de salvare. Îi dau salvare. Mi s-a încărcat imaginea aici, o vedeți. Am terminat tot ce aveam cu crearea tablei colaborative. Îi dau salvare. În lecția mea, vedeți că apare efectiv prima resursă pe care am
este bine, după ce mi-am creat resursa, să-i dau o previzualizare pentru a vedea cum se vede resursa prin prisma elevului, din perspectiva elevului. Preview, previzualizare. Vedeți că spune aici sus student preview, adică previzualizarea elevului. Pe ecran, pe tabla mea, apare exact ceea ce am scris noi la început și imaginea pe care am ales-o. Scrie numele a trei animale sălbatice și încarcă o imagine cu unul dintre ele. Unde rezolvă elevul sarcina de lucru? Păi elevul rezolvă sarcina de lucru folosind această căsuță de partea de jos a ecranului. Unde vedeți că avem două opțiuni. Fie să scrie un text, fie să încarce o imagine, sau să scrie și un text, să încarce și o imagine. Haideți să scriem răspunsul la sarcină ca text. Aici, da? Spunem așa. 1. Să spunem că a ales urs. 2. Aici. Nu aici. Vulpe. Vulpe. Și 3. A scris cele trei variante, cele trei nume de animale, urmează să încarce o imagine. Imaginea se încarcă de la acest buton. Avem exact aceleași opțiuni, să încarce imaginea de pe internet sau să încarce imaginea de pe calculator. Mai devreme am arătat cum se încarcă o imagine de pe internet, hai să vedem cum se încarcă o imagine de pe calculator. Atenție, pot fi imagini cu extensia JPG sau PNG. PNG. Imaginea, eu le am, este bine să aveți un folder cu imagini pe calculatorul noastră. Haideți să încărcăm, a scris acolo urs, haideți să încărcăm imaginea cu ursul. Ne convine imaginea, dacă nu ne convine dăm cancel, dacă ne convine dăm salvare. Avem text, avem imaginea, tot ce mai avem de făcut este să folosim opțiunea postare. Și vedeți că elevul, prima etichetă scrisă, făcută de elev, apare pe tabla noastră colaborativă. Dacă vom avea 20 de elevi care completează aceste etichete, efectiv vor fi aici 20 de etichete. Imaginați-vă cum ar fi să folosim o chestie de genul acesta în realizarea, să spun, a unei compuneri despre iarnă sau despre primăvară sau despre orice altceva, în care în prealabil le dăm ca activitate individuală să studieze niște texte din manual sau niște texte puse la dispoziție de noi, din care se extrag anumite expresii cât mai sugestive pentru compunerea lor, să le pun aici, să pun eventual și o imagine sugestivă, după care, având 20 de astfel de etichete cu expresii, să le prezentăm în clasă tuturor elevilor și să le cerem să facă compunerea respectivă în ora, în acea oră sau într-o altă activitate și să aibă acces la munca tuturor elevilor, tuturor colegilor ce au selectat expresiile. Deci vor avea acces la o bază de date realizată de către toți elevii din clasă. Zic și eu, o variantă de lucru. Cu toate că, dacă vă gândiți, sunt foarte convins că veți găsi foarte multe astfel de variante. Am încheiat cu previzualizarea, folosim acest buton, acest texturez pentru a închide previzualizarea. Tot ceea ce mai avem de făcut este să-i dăm salvare și ieșire. Vedeți că resursa noastră a fost salvată, tablă colaborativă. Tot ceea ce avem de făcut este ca să ne hotărâm cum lucrăm cu elevii pe această resursă, participare în mod sincron sau să le dăm ca participare, cu participarea asincronie, să lucreze ca activitatea respectivă acasă, ca temă sau ca activitate, ca muncă independentă în clasă. Dragii mei, mult succes în realizarea unor astfel de resurse tip tablă colaborativă. Și sper să le placă elevilor. Elevilor mei le-a plăcut tare mult acest tip de resurse. Succes!